Primarul Comunei Ghiroda Ionut Dănușoiu a semnat contractul pentru cele 60 de milioane de lei decontate prin PNRR. Am avut la București o întâlnire cu Alexandru Avram, secretarul general al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru semnarea contractului de finanțare prin care cele 60 de milioane de lei se întorc la bugetul Girodei. În săptămâna următoare, odată cu depunerea cererii de transfer, vom recupera doar 30 de milioane din totalul de 60 pentru lucrările deja realizate din 2020 și până în prezent. Restul fondurilor va fi restituit pe măsură ce se finalizează lucrările de extindere în cadrul acestor proiecte. Totodată mai avem și alte proiecte cu finanțare europeană care urmează să fie semnate în următoarea perioadă, astfel că extindem semnificativ portofoliul nostru de inițiative investiționale reușite, sporind impactul pozitiv al acestor programe asupra comunității noastre, explică Ionuț Stănușoiu. Vor fi decontate sumele eligibile pentru trei proiecte depuse, ce vizează finanțarea extinderii sistemelor de apă și canalizare din Ghiroda și Giarmatavi, însumând aproximativ aproximativ 65 km de rețele de apă și canal.